Aproape zilnic, medicii de la secția de urgențe a Spitalului Județean din Mehedinți au de a face cu pacienți aflați în stare avansată de ebrietate. Așa se face că în primele 6 luni ale anului, doctorii au îngrijit 400 de alcoolici. Nu odată ei necesită, pe lângă tratamentul care le este pus, așa cum este protocolul, și o serie de manopere de mică chirurgie, dacă prezintă plăci, necesită la imagistică, deci o serie de radiografii ca să ne asigurăm că de gradul de afectare traumatică. Pentru că reprezintă o urgență, cei aflați în stare gravă cu leziuni sau în comă ocupă paturile altor bolnavi care au nevoie de îngrijiri medicale. Personalul este supus, vreau să vă spun, și aspectelor agresivității, a vulgarității și a unui limbaj agresiv din partea acestora. Totodată trebuie să găsești o modalitate ca să poți să mergi în paralel cu tratamentul și cu celelalte investigații. Costurile nu sunt deloc mici. Pentru un alcoolic, spitalul cheltuie de la 50 de lei dacă starea lui nu necesită intervenții complicate și poate ajunge până la 600 de lei. Stările comatoase sunt internate în terapie intensivă, costul este 137 RON în mod normal, dar dacă sunt internați în terapie intensivă atunci când sunt în comă alcoolică, costul este de 600 RON. Foarte. Reușiți să recuperați banii? Nu, pentru că de obicei sunt cazuri sociale. Banii cheltuiți de unitatea sanitară cu acești pacienți nu sunt recuperați aproape niciodată, iar ei beneficiază de tratament gratuit pentru că sunt o urgență. În tot acest timp, asigurații care plătesc lună de lună se trezesc de multe ori că sunt nevoiți să-și achite anumite investigații sau tratamente.